Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să facem un video din voliera voltaților indieni și a rândunelelor de Saxonia. Vreau să intrăm în volieră, să vedem ce puișori avem. Avem aici o pereche de puișori de voltat indian. Vi prezentam eu și acum o săptămână. Ei s-au făcut mai mari. Ia uitați-i. Ei s-au făcut mai mari. Deja începem să ne dăm seama că or să iese o pereche foarte frumoasă. Culori deosebite. Am pus puișorii la loc, în cuib. Deja părinții au oa din nou, au un ou. Aici avem o pereche de rândunele de Saxonia perușu, care au și ele puișori, dar prea mici. Nu vrem să deranjăm femela. Mergem mai departe și aici în boxa 41 avem ou de la rândunele de Saxonia pe albastru. Aici în boxa numărul 37 avem puișuri tot la rândunele, la domino pe negru. Iar aici în boxa numărul 24 avem perechea de rândunele, de puișori de rândunele de Saxonia. Uitați ce încălțătură poate să aibă, cât de mari s-au făcut puișorii. Stați să luăm, să punem aici, să vă prezint. Ia uitați. Ia uitați puișorii de rândunele, ce încălțături au. Să pun pe pauză, să merg să le iau și pe celălalt. Ia uitați, am adus și cel al doilea puișor. Această pereche în scurt timp va coborâ jos din cuib, în maxim 2 săptămâni, o săptămână și jumătate. O să o separăm, apoi o să o ducem în voliera puilor. O să pun pe pauză să mergem să ducem puișorii înapoi. Am pus puișorii de rândunele la loc în boxa lor. Și aici avem o pereche de rândunele de Saxonia. Îmi cer scuze că nu e așa de lumină în volieră. Ce-i drept, fac filmulețul și la o oră mai târzie. Avem puișori. Aici avem cea de-a doua pereche de pui de rândunele de Saxonia. Promit ca săptămâna viitoare să fac un video în care o să scot afară toți puișorii. Toți puișorii ce îi deținem. Și aici jos avem, puțin să vă arăt. Aici avem o pereche de voltați indieni de puișori. Jos la fel avem o pereche de pui. Aici avem o pereche de ouă. O pereche de ouă. Jos avem o pereche de puișori de voltați indieni. Dar sunt încă prea mici să vi pot prezenta. Aici avem o pereche de ouă la rândunelele de Saxonia. Aici se pregătește să ouă o pereche de voltat indian. La fel și aici avem deja un puișor. Cel de-al doilea deja se pregătește să iese. Și cred că o să-l ajutăm să iese din nou. Thank you.
Îl lăsăm mai bine să iese singur. Așa cum vă ziceam, aici avem 2 puișori de voltați indieni. Afară sunt masculii. Rândunelele de Saxonia. Și aici jos avem o pereche de aripi colorate. O să facem un video separat cu aceste noi achiziții săptămâna viitoare. Avem jos o pereche de domino pe negru. Dragi prieteni, până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!